Fratele pastor Adrian Tișe vorbea mai devreme despre un moment trist din istoria poporului Israel. Un moment tragic. Un moment la care ei nu s-au așteptat, măcar că din punct de vedere profetic, au fost avertizați din nou și din nou. Aș vrea să menționez că deși oamenii se luptă pentru o lume mai bună, realitatea este că lucrurile se degradează din ce în ce mai mult, că lumea devine din ce în ce mai rea și că pedeapsa lui Dumnezeu se apropie de noi. În această seară aș vrea să privesc mai degrabă din punctul de vedere al lui Dumnezeu ceea ce se întâmplă cu entitățile principale ale lumii. Sunt trei entități la ora actuală. Este lumea, sunt neamurile, este Israel și este Biserica Domnului. În vremea sfârșitului, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este că toate aceste trei entități vor intra într-un cuptor de purificare în pregătirea pentru domnia de 1000 de ani. Aș vrea să justific biblic ceea ce se va întâmpla cu Israelul, ceea ce se va întâmpla cu întreaga lume, cu neamurile, și apoi, în a treia parte, ceea ce se va întâmpla cu biserica, pentru că asta ne privește pe noi mai îndeaproape. În Evanghelia după Luca, în capitolul 18, este o pildă a judecătorului nedrept, care la un moment dat, presat de insistențele unei femei, care suferise o mare nedreptate, deși acest judecător nu se temea de Dumnezeu, nu se rușina de oameni, i-a făcut dreptate pentru ca să scape de insistențele ei. Și Domnul Iisus Hristos în Luca 18 cu 7 și apoi 8 spune: și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei. Fac o paranteză. Știți că la pecetea a patra se văd sufletele celor care sunt sub altar. Oamenii poporului Dumnezeu care a fost sacrificat în persecuții și care strigă de sub altar: Doamne, până când zăbovești să aduci la îndeplinire judecata Ta și răzbunarea Ta împotriva locuitorilor pământului? Spune că li s-a dat o haină albă și li s-a spus să mai aștepte până li se va împlini numărul tovarășilor de slujbă care vor fi sacrificați ca și ei. Mai e încă loc sub altarul lui Dumnezeu pentru martiri. Zăbovește față de ei, Luca 18:8. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Știu că această întrebare este o provocare și pentru biserică, pentru că Dumnezeu ar aștepta credință de la noi. Ajungem la noi. Să știți însă că am trecut de la era păgânismului, a tuturor religiilor false, păgâne, într-o eră
ateismului rampant, când oamenii nu mai cred în Dumnezeu sau într-o forță superioară sau într-o ființă supremă. Poate v-ar fi greu să credeți că în China, la ora actuală, 91% din populația Chinei se declară atei. Țările asiatice sunt printre țările de frunte în ceea ce privește ateismul. Japonia, 81%. Coreea de Sud, despre care știm că are cea mai mare biserică din lume, în Coreea de Sud, 65% din populație se declară atee. Vietnam, știm multe despre Vietnam în America, 67% se declară atei. În cazul în care credeți că Europa este încă un leagăn al creștinismului, în Germania 66% se declară atei. În Franța 55%. În Austria 59%. Până și în Islanda, unde erau vikingi și măcar credeau în zeitățile lor, 54% se declară atei. Ateismul a început să facă valuri și în estul Europei, printre celelalte țări. Slovenia, la ora actuală, are aproape 60% în populație declarați atei. Și probabil vă gândiți la Israel. Și astăzi Domnul plânge pentru Israel. 61% din populația Israelului se declară atee. 61%. Acum, să vorbim despre procentele care au rămas. Câte din aceste procente credeți că sunt creștini practicanți? Că declarați în România sunt foarte mulți. 90% din români se declară creștini. Câți dintre ei sunt practicanți? Nu știu dacă e adevărat. Așa m-au zis, cineva mi-a spus că din populația României, dacă sunt 15%, practicanți, creștini practicanți. Când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ. Se pare că nu prea. Nu mai vorbim de denominațiile și de formele false din punct de vedere doctrinar ale creștinismului. Un creștinism deformat, mutilat, în care cuvântul scris al lui Dumnezeu nu este nici înțeles, nici respectat. Degeaba este numit creștinism. Biblia spune că în vremurile din urmă se va umple lumea de Hristoși mincinoși. Și asta nu se referă doar la oameni care se declară mântuitori sau Hristoși, ci se referă la curente eretice, apostate ale creștinismului. Dragii mei, vorbind despre Israel, știți că Israelul va avea un moment de lumină. Atunci când își vor da seama că au fost înșelați de Anticrist, este vorba de legământul cu moartea pe care îl vor face pentru o pace de 7 ani, cum, în ce fel, Anticristul va reuși să creeze această pace,
el va fi animat de toată puterea diavolului, cu semne, minuni mincinoase, puteri supranaturale, dar mincinoase, pentru ca să se ducă, să corupă întreaga omenire și uite, cumva, cumva, îi va potoli și pe musulmani și pe iudei. Și va crea o stare de pace falsă. Dar Biblia spune că la jumătatea acestei perioade de 7 ani, Anticrist se va descoperi, își va da vălul la o parte, se va arăta cine este în realitate, va intra în templu, templul care va fi reconstruit. Și am fost la Institutul Templului și am văzut îmbrăcămințele preoțești, am văzut toate instrumentele de închinare de la templu, altarele, lampadarele, tot ce ține de templu. Au și pietrele pregătite și vaca roșie. Și tot procesul de închinare și de jertfe. Templul acesta nu este pentru Domnul Iisus Hristos. Templul acesta este ca să fie profanat de Anticrist, să-și dea rama pe față, să fie recunoscut ca un instrument al diavolului. Și poporul Israel să-și dea seama de această realitate. Însă, datorită necredinței, datorită păcatului, datorită faptului că sunt încă frunze și nu roade, datorită contaminării genetice și contaminării doctrinare, datorită faptului că au rămas adânciți în basmele evreiești și nu în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu va face o purificare totală a poporului său. Și ascultați ce spune în Romani 9:27. La ora actuală sunt, știu eu, 14-15 milioane de iudei în toată lumea, pentru că sunt 10 seminții pierdute, sau aparent pierdute, amestecate, care și-au pierdut identitatea în lumea aceasta. Dar iudei. Isaia, pe de altă parte, strigă cu privire la Israel, chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, dacă ar umple lumea, dacă ar fi sute de milioane, dacă ar fi miliarde, numai rămășița va fi mântuită. Ce înseamnă rămășiță? Înseamnă ceva care rămâne, puținul care rămâne. Restul care rămâne în urma unei mari purificări. Când Israelul se revoltă împotriva lui Anticrist datorită intrării în templu, va urma necazul lui Iacov. Și în necazul lui Iacov, poporul va fi exterminat, cu excepția acestei rămășițe, care va fi protejată de Dumnezeu. Biblia spune că rămășița femeii, Apocalipsa 12, va fi protejată în pustie 3 ani și jumătate și pregătită pentru începerea domniei de 1000 de ani. Mai mult, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că înainte de a veni Anticristul să intre în templu, înainte să înceapă necazul lui Iacov și ca o predare a ștafetei din partea bisericii care este răpită către Israelul care intră în necazul lui, 144.000, 12.000 din fiecare seminție pe care Dumnezeu i-a păstrat și îi are în lumea asta puri din punct de vedere moral, spiritual, dar și genetic. Reprezentanți din fiecare seminție.
vor fi păstrați pentru ca să reprezinte baza genetică a înmulțirii poporului Israel în timpul domniei de 1000 de ani. Pentru că adevărata împlinire a promisiunii pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram, că poporul lui va fi ca nisipul mării, ca stelele de pe cer, că va fi cel mai mare popor, cel mai puternic, cel mai important popor. Împlinirea adevărată a acestei făgăduințe va fi în domnia de 1000 de ani. Nu s-a împlinit niciodată în istorie. Dragii mei, aceasta este purificarea lui Israel și rămășița lui Israel. Acum, ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre rămășița lumii, a neamurilor? Pentru că atunci când Dumnezeu vine cu mânia lui, spune că îi va aduna ca pe struguri într-un teasc să-i calce în picioare. Și că se vor sătura păsările cerului și fiarele pământului de bogăția aceasta de stârvuri împrăștiate pe fața pământului. Isaia 13 cu 11 la 13. Voi pedepsi, zice Domnul. Isaia 13 cu 11, vă rog. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi dobărâ semeția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oștirilor în ziua mâniei lui aprinse. Cum spune în Apocalipsa 11, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia lui Dumnezeu, a venit vremea ca Dumnezeu să prăpădească pe cei ce prăpădesc pământul. Raritatea aceasta oamenilor îmi spune că în domnia de 1000 de ani intră doar o rămășiță a neamurilor. Ce mai rămâne de ei? Și nu mulți, după cum este o rămășiță a lui Israel, ce rămâne din necazul lui Iacov și persecuția lui Anticrist asupra lui Iacov, o rămășiță rămâne dintre toate neamurile, ele vor fi reprezentate, ele vor rămâne, dar numai puțini. Adică să-i cauți cu lumânarea prin lume, că vor fi mai rari decât aurul. Orice fel de aur, aurul curat, aurul special. Iată, am văzut purificarea lui Israel, purificarea lumii întregi, a neamurilor. Ce ni se spune despre biserică? Este foarte adevărat că este o rămășiță a bisericii care va rămâne în viață și va avea parte de răpire fără să fi gustat moartea. În 1 Tesaloniceni 4 cu 17 spune, apoi noi cei vii, care vom fi rămas, care vom fi rămas. Pentru că dintre cei vii nu toți vor rămâne vii. Furia lui Anticrist, furia neamurilor împotriva bisericii, va atinge cote neegalate în istorie. V-am spus de multe ori, în zilele în care sunt prins de această viziune apocaliptică, mă uit la mulți dintre voi, mă uit la copiii voștri și îmi tremură inima
pentru că pe mulți dintre voi vă văd sacrificați. Pentru mulți dintre voi este încă loc sub altarul lui Dumnezeu. Vă rog frumos să știți, să nu vă întristați și să nu vă speriați, că dacă Dumnezeu va îngădui pentru unii dintre noi acest lucru, e un privilegiu, este o onoare, este un loc special. Vedeți, persecuția aceasta nu va extermina creștinii decât fizic. Dar va purifica biserica. Și nu e vorba numai de cei ce vor fi rămas în viața aceasta fizică, mulți își vor pierde viața spirituală în mijlocul persecuției. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 24, de la versetul 9. Știți că în Matei 24 este vorba de venirea Domnului. Și îl întreabă ucenicii, când? Care va fi semnul? Și zice, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Vorbește despre Hristos mincinoși, vorbește de războaie, de vești de războaie, cataclisme, ciumi, și spune, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Când va fi sfârșitul? Când va fi acest atunci? Versetul 9 din Matei 24. Atunci! Vă uitați la epidemii, vă uitați la ciumi, vă uitați la războaie și vești de războaie, vă uitați la cutremure, inundații, cataclisme naturale, conflicte, războaie, să nu credeți că e atunci, că mulți spun, astea s-au mai întâmplat, sigur că s-au mai întâmplat, intensitatea a crescut, dar atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu, dar atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Și versetul 12 spune, și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, râvna lor. Se va răci. Compasiunea lor se va răci. Spiritul lor de a face bine, de a ajuta, se va răci. Atașamentul lor față de proiectul împărăției lui Dumnezeu, de a duce Evanghelia până la marginile pământului, se va răci. Însă e o rămășiță. E o rămășiță, pentru că după ce biserica este purificată fizic și spiritual, unii sunt luați să fie duși sub altarul lui Dumnezeu ca să-și aștepte răsplătirea cu nună. Alții se leapădă și se depărtează de Dumnezeu și își vând frații și îi trădează. Ascultați-mă, frați și surori, la ora actuală serviciile de securitate, serviciile secrete, consideră bisericile, amvoanele bisericilor și ce se face în biserici, locuri formatoare de opinie. Și sunt foarte bine informați cu privire la ce se face și la ce se spune în fiecare biserică. Ați crezut că asta este o chestie care ține de Estul îndepărtat? Ați crezut că e China, că e România? Știți că este America. Pentru că există un sistem globalist
care încearcă să-și întindă tentaculele și să stăpânească toate națiunile pământului. Au infiltrat religiile pământului, au creat un spirit ecumenist foarte periculos, unde oamenii renunță la valorile esențiale ale credinței lor, pentru ca să se atașeze unei credințe diluate unde toți au loc, în cazanul lui Anticrist. În ghiveciul acesta de crezuri și de relativism religios. Vor rămâne câțiva. Nu știm câți, Dumnezeu știe. Care spune Matei 24:14, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Pentru că nu râvna tuturor se va răci, nu dragostea tuturor se va răci. Vor fi 5 fecioare chipzuite cu candele aprinse, cu un de lemn în vase, care acum, când alții se ocupă cu tot felul de lucruri care satisfac firea pământească, ei își strâng un de lemn în candele. Scumpii mei, deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Spune Apostolul Petru. Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. M-am gândit de multe ori dacă este o rugăciune după voia lui Dumnezeu să vină ziua lui Dumnezeu. Știți că Duhul și Mireasa zic, vino Doamne Iisuse. Numai venirea Domnului înseamnă multe lucruri. Înseamnă răpirea bisericii. Înseamnă răsplătirea sfinților. Înseamnă și judecată și pedeapsă cosmică. Noi nu dorim rău nimănui. Pentru că tot Apostolul Petru spunea, el nu întârzie în împlinirea făgăduinței lor, ci dorește ca niciunul dintre voi să nu piară, ci toți să aibă viață veșnică, să vină la pocăință, se pocăiască. Cum și de ce printr-o purtare sfântă, evlavioasă și prin propovăduirea Evangheliei putem aștepta și grăbi venirea Domnului? Că vină Doamne Iisuse, putem toți să spunem, putem să ne rugăm, putem să predicăm și putem să cântăm. Dar ce atrage încheierea acestor lucruri? Adunarea numărului deplin al neamurilor. Există un număr deplin al neamurilor care trebuie să se strângă. Când acest număr se completează, harul și-a împlinit menirea în mijlocul neamurilor. Ne-am împlinit bine slujba. Numai că atunci când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Și nu ne uităm la China, la Germania, la Israel, la națiuni, la procentajele ateiștilor. Ne uităm în biserică. Pentru că unii dau înapoi. Cum auzeam mai devreme, unii preferă să fie orbi. Unii sunt caldicei, dau din fierbinte în rece și din rece în fierbinte până le amestecă de totul caldicel. Unii nu-L respectă nici pe Dumnezeu, nici lucrurile sfinte, nici pe ei înșiși și nici casa lui Dumnezeu. Frați și surori, în seara aceasta,
dacă depinde de noi așteptarea și grăbirea venirii Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune în care să cerem puterea Duhului Sfânt și ajutor de la Domnul. Să știți că nu vom putea muri pentru Domnul, nu vom putea să ne sacrificăm, nu vom putea să rezistăm. În Matei 24 spune că dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Și nu se referă la viața fizică. În seara aceasta, să cerem harul lui Dumnezeu, să cerem puterea lui Dumnezeu. Dar degeaba le cerem dacă nu le primim, dacă nu ne deschidem inima, dacă nu trăim în virtutea poruncilor pe care le aduce harul lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă nu trăim o viață de ascultare, vedeți, dragostea lui Dumnezeu se bazează, răspunde, e condiționată pe ascultarea noastră. Trebuie să ascultăm de Dumnezeu, trebuie să ascultăm de poruncile Lui. Mă refer la cele care țin de moralitate, mă refer la cele care țin de spiritualitate, mă refer la cele care țin de prioritățile vieții noastre, de îndeletnicirile vieții noastre. De ce vreți dumneavoastră? Pentru că viața de credință nu se oprește la ușile bisericii, nici la ușa casei noastre, nici la ușa serviciului nostru. Viața de credință trebuie să inunde, să penetreze toate domeniile vieții noastre. De-aia v-am spus și vă spun de multe ori, aveți grijă unde mergeți, că într-un cinematograf nu te apropii de Dumnezeu și nu te sfințești. Pe un stadion sau într-o arenă sportivă nu te apropii de Dumnezeu, nu te sfințești. În anturaje stricate, cu prieteni firești și lumești, cărora nu tu le predici Evanghelia, ci ei îți povestesc prostiile lumii. Astea nu te zidezi, nu te apropie de Dumnezeu. În vacanțe, în locuri desfrânate, unde oamenii se ocupă de lucruri slabe, mizerabile, unde ochii se întinează, unde sufletul e contaminat, acolo nu te apropii de Dumnezeu. Și e prea târziu să ne mai ocupăm de lucruri de astea. E prea târziu, e prea aproape judecata lui Dumnezeu să mai stăm pe gânduri, să mai punem întrebări, să mai analizăm, să mai interpretăm. Acum e vremea să ne pocăim, să negociem în favoarea Duhului tot ce suntem și tot ce facem, să răstignim firea pământească cu toate poftele și patimile ei, să-L îmbrățișăm pe Domnul Iisus Hristos și chiar suferința Lui. Pentru că altfel ați vrea, după 10 de ani de stat în biserică, de venit la adunare, să rămânem într-o zi de rușine în fața întregului univers. Fraților, că un criminal va ajunge în iad și va arde o eternitate, e ceva normal. Că un stricat și un desfrânat va ajunge în iad și va arde o eternitate, e ceva normal. Dar să ajungă în flăcări un om care a ridicat mâinile, care le-a împreunat, care și-a plecat genunchii, care a cărat Biblia o viață întreagă, care a intrat pe porțile bisericii o viață întreagă, să ajungă să ardă o eternitate. Voi nu credeți că asta este cea mai mare tragedie? De asta spunea Pavel, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Vă rog eu frumos, mai puțin, cât mai e? Cât mai e un an, cât mai sunt 10 ani, dar să fie 100. Nu mai ai tu atâția. Ziua de mâine nu e a nimănui. De
a Domnului, dar seara asta e a ta. Minutul ăsta e al tău. Hai să-l folosim să ne întoarcem din toată inima la Dumnezeu. Fraților, niciodată pocăiții n-au avut mai mare nevoie de pocăință decât acum. Aș vrea să ne plecăm capetele. Mă interesează dacă vă rugați tare sau încet, mult sau puțin. Dar rugăciunea din seara asta aș vrea să fie un angajament pentru fiecare dintre noi. Că ceva schimbăm. Te rog frumos, du-te acasă, iartă-mă că te mai țin puțin. Du-te acasă în seara asta și analizează-ți viața. Stai de vorbă cu soțul, cu soția ta, copiii tăi și spune, mă, chiar nu-i nimic de corectat în viața noastră. Chiar nu avem nimic de schimbat. Chiar suntem desăvârșiți. Te rog, găsește un lucru și schimbă-l. Astăzi, fă un pas spre eternitatea cu Dumnezeu și vei fi binecuvântat. Ne rugăm cu toții.